Campania de prevenire a accidentelor rutiere din cauza șoferilor băuți cu genericul Stop Alcool la volan s-a desfășurat la Drochia. Șoferii transportului public de pe teritoriul gării auto au primit cliente care au fost fixate de către ei pe microbuze și autobuze. Șoferii susțin că întreprind măsuri necesare când observă conducători băuți. Sunăm 112, fiindcă eu duc pasageri și dacă el e în stare de ebrietate, el trebuie să oprească, dar ies câte unul că mai fălșăjești, mai trece drumul, se duce și vede. Eu nu pot să mă opresc să-l prind oricum acolo, dar sun la 112 și poliția vine, ori mai stau și eu acolo o leacă, cât mai am timp mă zadergesc o leacă și vine poliția și eu măsuri. Observ șoferii în stare de ebrietate, numai decât apelez la poliție 112. Cu scopul de a micșora numărul accidentelor rutiere, taximetriștii de asemenea au primit pliantele informative care și-au găsit locul pe automobilele de serviciu cu care deservesc populația zi și noapte. Șoferii susțin că important este să scoatem la iveală șoferii băuți pentru binele tuturor cetățenilor. Stacă azi unul, mâine stacă altul și de-am tot auzând la știri, chiar că au murit așa. Asta e sănătatea noastră, eu socot că ar trebui. Требует апеллат. Предупреждал гаишника, когда видел на заправке выпивающих водителей. Viața are prioritate. Aceasta a fost opinia tuturor intervievați, dar și motivul de a fi mai responsabili și mai vigilenți în ceea ce ține consumul de alcool. Campania de informare a șoferilor transportului public a fost una utilă, susțin conducătorii auto. Este foarte important deoarece asta e securitatea noastră, asta e viața noastră și noi purtăm răspundere de toți care ne înconjoară. De la începutul anului 2019, în raionul Drochia au fost înregistrate 28 de accidente rutiere grave, dintre care 4 din cauza șoferilor aflați în stare de ebrietate, în urma cărora 8 persoane au suferit traumatisme și alte 2 au decedat. Inspectoratul Național de Patrulare atenționează conducătorii auto să nu urce la volan în stare de ebrietate. Cei care încalcă legea riscă amende de la 25.000 lei, cu privare de drept de a conduce transportul de la 3 la 5 ani. Victoria Conea, Eugeniu Bulat, TV Drochia.